Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Perioada asta pandemică ne-a învățat pe mulți dintre noi să lucrăm și de acasă, mai mult sau mai puțin să lucrăm de acasă. În ce sens? Un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, a alarmat. Studiul arată că fiecare a patra persoană care lucrează de acasă sau care a lucrat de acasă în această perioadă este mahmură. Nu cred, mă, deci pleacă de aici. S-au dus acasă și hai să-mi fac un pic de curaj să mă apuc de treabă dimineața. Puțin curaj să te întâlnești cu șeful pe Zoom. Eu nu cred chestia asta. Rugăm fiecare a patra persoană care lucrează de acasă să ne sune, să ne dea un mesaj și pe WhatsApp confirm la 0728111222 ca să ne confirme. Da. Ce este de fapt în cana de ceai? Că dacă ești acasă, ești la Zoom în fața, poți să spui ce ceai vrei tu. Da. De fapt, nu? Și codul vestimentar a devenit mai relaxat, mai casual. Chilot. Nu cred că neapărat. Maiou. Dar practic pijama. E bine să nu te ridici în picioare când ești într-un Zoom cu colegi de serviciu. Da, s-a mai văzut cazul. Păi, apropo de asta cu pijama, cum dau seama? Aveam pe vremea împușcatului, cum se zice, un amic marinar. Nu acel marinar. Era marinar. Un marinar. Un marinar. Un marinar oarecare. Da, era un marinar oarecare. Și pe vremea aia se găseau puține lucruri de cumpărat în România, dar el a dat lovitura. Era o vreme în care în magazine de confecții era abundență de pijamale. Nu găseai altceva de îmbrăcat. Astea mai euri, chiloți, mai greu. Pijama niciodată. Spital cu cămașă, cu nasturi mari și cu dungi? Da. Aulă. Deci pijamalele alea care aveau pantaloni și cămașă, da, erau maro cu dungi, nu știu ce. Da, exact. Și el s-a dus și a cumpărat toate pijamalele pe care a putut să le cumpere, pentru că avea un drum prin Somalia, o croazieră ceva. Somalia, Etiopia, nu știu ce. Unde le-a vândut pe post de costume europene. Nu cred. Da. Purtau somalezii pijamalele ce românești tare pe stradă. Înțelegi că erau așa largi, aerisite, frumoase, cu dungi. Răcoroase, da, pentru ei erau binevenite, da. Asta a fost. Deci pijama, omul a dat lovitura, avea o grămadă de bănuți și era foarte fericit. A venit un mesaj care spune, curajos, zice, confirm, sunt a patra persoană. Sunt a patra persoană. Păi nu. Asta da. Este. Da. Studiul mai arată și că programele de lucru sunt adesea date peste cap de întreruperile zilnice. La 72% cauza este utilizarea sporită a telefonului mobil. Asta am văzut și la taximetri, să știi. A, da? Sunt mereu întrerupți de telefonul mobil și ei conduc, ar vrea să conducă mai bine, dar sunt întrerupți de telefon și nu se mai pot concentra. Asta este îngrozitor să lucrezi. Ei lucrează practic de acasă, din mașină, din totdeauna. Sper că nu și mahmur, deși am mai auzit de situații de-astea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.